Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare pentru ziua de vineri. Vineri 23 decembrie 2022. Iată că am ajuns și la sfârșitul acestei săptămâni, dragii mei. Să vedem și un îngeraș. Da. Se pare că această carte a mai căzut și ieri, dar nu-i nimic, este aceeași carte de vindecare. Se pare că are o simbolistică aparte în această perioadă, are o semnificație deosebită pentru voi, dragilor, pentru noi toți, de fapt. Este cartea cu numărul 51, după cum am spus, așadar numerele 5, 1, 6 sau 51 pot fi de o semnificație deosebită pentru tine în această zi. Este vindecătorul tuturor timpurilor, Iisus Hristos, despre El este vorba în această săptămână și chiar și după această săptămână, chiar și am putea spune tot timpul este vorba de El. Este vindecătorul inimilor noastre, cel care aduce liniște, care ne netezește drumul spre înainte, care aduce pace în sufletele noastre. Ne amintim cu toții despre de scenele acelea în care face atâtea minuni Iisus, minuni pe care pentru care ne consideră și pe noi foarte demni. Adică El consideră că putem face și noi acele minuni, dacă nu chiar și unele mult mai mult mai importante decât acelea pe care le-a făcut El. Cel puțin așa se exprimă și unii dintre noi știm sau am aflat că are dreptate sau că avea dreptate prin ceea ce spunea. Da, de fapt, această carte se referă nu atât la vindecarea pe care Iisus o aduce în viețile noastre, fie ca rugămintea noastră, fie ca rugăciune, ca răspuns la rugăciunea noastră, fie pur și simplu, dar se referă în primul rând la modul în care noi înșine devenim vindecători în viața noastră și iată, reușim să aducem în existența noastră acele elemente care să vindece anumite situații din viața noastră sau să vindece relațiile cu anumite persoane, probabil spunem și noi anumite rugăciuni de curățire, de iertare în anumite momente ale vieții noastre și astfel vindecăm relațiile cu cei din jurul nostru sau de asemenea să aducem vindecare fizică, de ce nu, asupra noastră și asupra celorlalți. O putem face cu forța rugăciunii, cu ajutorul îngerașilor, al arhanghelilor, mai ales arhanghelul Rafael ne poate ajuta întotdeauna în aceste pricini și, bineînțeles, Iisus Hristos. Da, o carte de ajutor în aceste zile sfinte și îngerașul Roșel, iată că vine și-ți spune, lăsându-te călăuzit cu cinste de glasul inimii, prosperitatea va veni spre tine. Da, suntem deschiși așadar cu această carte să auzim vestea că lăsându-ne călăuziți de sentimentul iubirii în viețile noastre, nu vom face altceva decât să oferim cale liberă evenimentelor pozitive să intre în viața noastră, persoanelor potrivite de asemenea să vină în fața noastră, sau lucrurilor pe care noi ni le dorim să apară odată pentru totdeauna pentru noi. Da, iată că prin acest element în viața noastră, prin iubirea pe care noi o oferim celor din jurul nostru, deschidem calea și spre așa spre această prea dorită prosperitate să vină spre noi. Și aceasta, în mod clar, își va găsi calea spre fiecare dintre noi. Așa se întâmplă și de această dată, dragii mei. Să vedem mai departe câteva cărți din tarot.
Iată că avem aici o primă carte, aceasta este optul de pentagrame. Este clar că muncești încă în această perioadă. Nu știu dacă majoritatea dintre voi ați reușit să vă luați respectivele zile de concediu de care ne apropiem cu toții, pentru că nu-i așa, a sosit vacanța de iarnă pentru noi toți, de la copii la oameni mari. Și odată cu aceste zile libere se pare că vom fi și noi mai liniștiți. Dar iată că până atunci te văd pe tine foarte preocupat de anumite treburi pe care le ai de făcut, poate că și în legătură cu cariera pe care o ai, mai ai de făcut, de pus la punct niște lucruri, n-ai putut încheia socotelile cu munca încă. Poate că vei mai munci și săptămâna viitoare, ce știu eu. Văd însă că urzești niște planuri, ai niște planuri foarte bine stabilite, poate lucrezi în vânzări, ce știu eu, și acum pe ultima sută de metri a anului 2022 vrei să ai încă niște rezultate foarte, foarte pozitive pentru tine. De asemenea, este posibil ca să ai foarte multe lucruri de făcut acasă, dragii mei, pentru că să nu uităm, suntem în perioada Crăciunului și mulți dintre noi sacrifică animale sau fac tot felul de bucate, prepară tot felul de bucate și sau curățenie, ce știu eu. Aveți o grămadă de treburi de făcut pe lângă casă, văd în această perioadă. Dragii mei, da, o carte de bun augur și să mai vedem încă una. Iată că s-au mai întors încă două, le voi lua pe rând. Acest 5 de cupe, iată, vorbește despre șanse pe care le-ai avut până în acest moment în viață, fie că este vorba de cariera ta, munca ta, poate că ai avut șanse să evoluezi la locul de muncă spre un nivel mai înalt, dar ai ratat acea șansă din neatenție pur și simplu. Însă să știi, dragul meu, că vei mai avea și alte șanse, sau draga mea, vei mai avea și alte șanse în curând, așadar va trebui să fii cu ochii în patru și să profiți de acele șanse. De asemenea, văd că este posibil să fi ratat anumite șanse în iubire, dragul meu sau draga mea, poate că ai ratat anumite persoane care puteau fi cu tine în acest moment, sau o persoană anume care ar fi putut fi cu tine în acest moment dacă i-ai fi acordat atenția respectivă, dar să știi că și aici vei mai avea șanse și în perioada care urmează, așadar nu deznădăjdui. Și următoarea carte, iată, este Regele de Cupe. Această carte vine cu sentimente alese pentru perioada care urmează. Este clar că urmează o perioadă foarte bogată din punct de vedere sentimental, din punct de vedere al emoțiilor pe care le vei exprima, atât în relație, în relația cu omul iubit sau cu persoana iubită din viața ta, dar și în relațiile cu ceilalți oameni din existența ta, care au un rol covârșitor asupra vieții tale, oricum ar fi. Iată că cupa ta văd că este plină, dragul meu, ești ca acest rege de cupe care își permite să trimite o grămadă de sentimente alese și multă voie bună spre toți oamenii din jurul său și îți permiți, văd, în această perioadă să trezești în acești oameni voie bună. Da, o carte care spune că ești într-o perioadă de zile mari, te bucuri, împărtășești iubirea, mai ales alături de persoana ta dragă. Și să vedem mai departe și o carte din oracol. Iată că această carte a vrut să iasă, este cartea puterii. În mod instinctiv, tu știi ceea ce este corect pentru tine și ai puterea să spui nu sau să pleci dintr-o situație oricând.
Da, iată că este puterea, este cartea puterii în sine, dar și a libertății, spun eu, de a spune nu în orice moment al vieții noastre, de a hotărâ, de a decide în orice moment ce este bine pentru noi sau ce nu este bine. Așadar, tu vei ști în orice moment ce ai de făcut, dragul meu sau draga mea, în legătură cu viața ta și nimeni nu poate veni să decidă pentru tine. Acestea fiind spuse, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!